Bună ziua! Eu nu sunt echipată, nici nu știu dacă are sensul. Am venit să văd o clinică care merge, o clinică în care medicii tratează, o clinică în care medicii și-au înfrânt frica, o clinică pe care într-adevăr am vrut să o ferici. Am venit pentru Arad, dar am făcut o escală și la Timișoara, tocmai pentru aceste. Ce ați găsit la Arad, domnule ministru? Ați văzut filmulețul cu acel director de SP, dacă tot vorbim de Arad? Vom lua o decizie, asta pot să vă spun. Am fost și am văzut efectiv și cu cadrele medicale și cu managementul și atunci am făcut o părere. Domnule ministru, dar la spitalul Arad, care este situația? Știm foarte bine, sunt peste 10 medici care au demisionat, sunt 100 și ceva de persoane care au intrat în concedii. Majoritatea aveau dreptul să facă acest lucru, sunt la pensie, deși au să se prelungiri, n-au mai cerut prelungirea, au cerut și-au dat demisia, sau cerut pensionarea. Cei care au ieșit la pensie, da? Și cei 100 și ceva care... O parte sunt în concedii medicale. Eu am vorbit cu cine a putut să vorbesc. Am anunțat că o să vin, tocmai de acest lucru am și discutat cu separat de conducere, cu medicii din primire urgență, cu medicii de la, de la corturile din afara spitalului, de la triajul epidemiologic. Ce pot să vă spun, și un exemplu, dincolo de clinica de boli infecțioase din Timișoara, în acel cort la poartă era o tânără italiancă, Vincența, trata pacienți români. Un exemplu pentru tot corpul nostru medical. Mulțumesc tare mult!